Salutare tuturor! Astăzi ne aflăm în studioul Logopaper alături de domnul Emil Savciuc, actor, regizor și scriitor angajat al Teatrului Regina Maria. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de a fi astăzi alături. Mulțumesc că m-ați primit! Ce pregătiți cu trupa Teatrului Regina Maria? Momentan eu nu repet, colegii repetă într-un spectacol cu domnul Vudcărău, directorul teatrului din Chișinău, piesa Avalanșa. Prea multe nu știu să vă spun, pentru că nu am intrat în proces de studiu, ne lucrăm în acest spectacol. S-a mai făcut un spectacol, nu de mult a avut premiera, Domnișoara Iulia de Strindberg, în regia lui Alexandru Alexandru, cum îi spune, are un nume aici, dar e mai tânăr, avea venit în teatru, Weinberger, e mai complicat un pic. Bun spectacol, bunicel, 90% realizat, 10% a mai fi de lucrat. În ce măsură considerați că publicul din ziua de azi este atras de teatru? Publicul din toate timpurile a fost atras de teatru și este atras de teatru, pentru că această artă este foarte specială, în sensul că e vie. Actorul pe scenă este viu, trăirile sunt adevărate, chiar dacă e o lume a ficțiunii, actorul încearcă să e credibil și să dea credibilitate lucrului său. Nu va muri niciodată teatru, pentru că nu poate fi înlocuit cu nimic, nici o televiziune, nici o cinematografie. Teatru e teatru. E o clipă trăită la modul frumos, la modul sensibil și întotdeauna spectatorul de teatru va fi îndrăgostit de acest contact pe viu cu actorul, cu personajul de pe scenă. În liceul nostru există un număr considerabil de elevi care fac voluntariat la Teatrul Regina Maria și la Teatrul Arcadia. Vă rugăm să ne spuneți câteva cuvinte pentru aceștia. Fac un lucru foarte bun. Nu au decât de învățat din contactul cu teatru. Să ia numai cei buni din teatru și nu și cei rău. Din păcate sunt și de alea și de alea. Teatrul aduce pe scenă, propune o lume a gândirii, o lume a meditației, o lume, sigur, teatrul bun, dar și o lume a divertismentului. Omul când râde devine mai sănătos. E bun și acest gen de teatru. Însă, în primul rând, să urmărească spectacolele care propun gândire, propun idei, teatru care propune lucruri de substanță. Vă mulțumim că astăzi ați fost alături de noi și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumesc și sper că elevii să fie mai pregătiți și mai bine informați. Să sperăm. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit și nu uitați, rămâneți cu ochii pe Logopaper.